Știu că încă suntem în prejurul sărbătorii învierii, dar aș vrea în această seară să vă invit să ne întoarcem în ziua de Vinerea Mare, în ziua în care Domnul nostru a stat răstignit pe cruce. Pavel spune în Galateni că nu vreau să-L cunosc pe Hristos decât răstignit între voi. Așa că vă invit să ne întoarcem pe Calvar. Și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată ce era în mintea Domnului Iisus Hristos când era pe cruce? Ce a trecut prin mintea Lui? Ce se petrecea în sufletul Lui? Ei bine, la un moment dat, stând acolo, spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și El cita din Psalmul 22, psalm pe care vreau să-l cântăm în această seară. Iar și tot ceea ce se petrece pe cruce este descris în Psalmul 22. Și un lucru foarte frumos legat de Psalmul 22 este că nu doar că descrie suferința Domnului Iisus Hristos de pe cruce, așa cum o vedea El, din perspectiva Lui, acest psalm ne deschide o fereastră în inima Domnului Iisus Hristos, dar în a doua parte a psalmului vedem și glorificarea Lui. Care vor fi rezultatele crucificării Lui? Nu-l voi cânta pe tot, că este destul de lung. Am selectat câteva strofe pe care vor fi proiectate și vă invit să le cântăm împreună. Mulțimea
adunării. Tu vei fi cântarea mea, Doamne, Tu cântarea mea. Și împlinim voi juruința printre cei ce te-or iubi, cei săraci de ajuns mânca vor și cu toți s-or sătura, câți pe Dumnezeul caută veșnic se vor veseli, veșnic se vor veseli. Toate marginile lumii către Domnul vor veni, către Domnul vor veni. A popoarelor familii vor cădea căci a lui e împărăția, peste tot va stăpâni. Toți cei mari din lumea-ntreagă înainte-i vor cădea, să se închine vor cădea. Amin. Laudați-l toți mereu.